Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Bună ziua la un daily vlog extrem de emoționant. Este luni, 13 februarie, iar eu am filmat unboxing la coletul pe care mi l-a trimis Flori. Și-s atât de emoționată, sincer zic, băi, nu cred că o să deschid camera acum să vorbesc cu fetele în daily vlog, pentru că sunt foarte emoționată și nu știu dacă îmi pot găsi cuvintele, dar doar uitați-vă un pic ce este lângă mine. Uitați-vă, sunt înconjurată de produse, de fundițe, de cristale din alea cum pune Flori și eu acum vreau să le sortez, pentru că eu păstrez ambalajele, fundele pe care mi le trimite Flori, le pun într-o cutie specială și mi-aduc aminte de fiecare colet în parte. Voi cred că ați văzut clipul sau cel puțin eu îmi dau silința să-l editez astăzi când vedeți voi clipul duminică. Cu siguranță deja pe canal este clipul cu acest colet. Doamne! Deci sunt foarte emoționată. Abia aștept să vină Cristi acasă și să mă ajute el să-mi pun și brățara pe care am primit-o de la Flori, să-i arăt produsele astea, să simtă și el mirosurile. Deci, wow, sunt foarte, foarte, foarte încântată și cred că ați văzut paleta pe care am primit-o, nu? Morphe cu Coca-Cola. Oh my God! Abia aștept să testez toate produsele astea și șosetele. Vai de mine! Sunt foarte, foarte, foarte încântată. Îți mulțumesc și în daily vlog-ul ăsta, Flori, și cu siguranță o să te tot pomenesc de acum înainte, pentru că mi-ai trimis multe produse pe care abia aștept să le folosesc. Este nu, cum vă spuneam, nu știu să vă zic o oră, ora 2:13:48. Așa că nici nu mai știu să vorbesc. Eu m-am trezit dizi dimineață și m-am apucat să filmez. Încă nu știu cât are clipul pentru că nu m-am apucat să-l editez. V-am zis, doar ce am încheiat unboxing-ul și am deschis camera să vorbesc cu voi în daily vlog. Ce urmează să fac acum este să mă apuc de edit. Problema este că eu în ultima perioadă, în ultimele zile, am niște afte foarte dureroase, probabil din cauza tratamentelor sau cine știe, imunitate, aiurea, stres, toate astea, și nu mă lasă nici să mănânc, nici să beau absolut nimic, am un disconfort și când vorbesc, cred că vă dați seama, mai ales acum în clipul ăsta de dimineață n-am vorbit la telefon, am vorbit doar foarte puțin cu mama și foarte puțin cu Cristi. Zic, băi, mă păstrez pentru clip, că sigur o să vorbesc mult în el și mă deranjează când vorbesc, mă deranjează. Iar acum aș duce să mănânc, că mi-e foame, dar nu pot să mănânc pentru că am un disconfort, am stat lângă mine și cu apă, cafea nu prea am putut să beau, am încercat și o bucățică din aia de ciocolată cu mentă care mi-a creat un pic de disconfort, dar s-a meritat că e foarte bună. Deci pică treaba cu mâncatul. În weekend m-am confruntat așa cu durerile astea, cu usturimi, dacă aveți și voi probleme știți. Slavă Domnului, eu n-am luat antibiotic, dacă aș fi luat, sigur ar fi fost mult mai rău, e un fel de arsură, în fine, nu intrăm în detalii, și nu am putut să mănânc nici în weekend, nu pot să mănânc de vineri sau de joi, nu, de joi seară, deci am încheiat daily vlog-ul cu voi și de joi seară nu am mai putut să mănânc, doar așa foarte, foarte puțin și mai mult înghiț decât mestec, în fine, în fine, n-am avut un weekend extraordinar, dar mai avem și perioade din astea, ce să facem. Da, și acum vreau să mă duc să editez. În daily vlogul acesta o să vă arăt ce rujuri mi-a cumpărat mama. Oh my God! Este cel pe care, unul dintre ele, cel pe care îl port astăzi, care îmi place foarte mult. El este mult mai intens, mult mai mov decât atât, dar eu l-am tapotat așa un pic cu șervețelul pentru că mi se părea mie că nu se combină foarte bine cu liniile de eyeliner, dar abia aștept să vi-l arăt. Așa, vreau să vă mai vorbesc despre o cremă pe care mi-am cumpărat-o ieri și de care sunt, de fapt aseară, și de care sunt foarte încântată pentru că am testat-o. Ce să... mai am multe lucruri despre care vreau să vă vorbesc în acest daily vlog, dar mă rog. Și despre papuci! Deci, mi-a cumpărat Cristi papuci. Eu sunt o iubitoare de papuci, șosete și chestii din astea, cum mi-a cumpărat și draga de Flori șosetele alea cu bijuterii. Mi-a cumpărat Cristi... două perechi de papuci. Primii sunt aceștia
cu niște ursuleți, niște, o combinație între urs și coala ceva. Sunt foarte călduroși, au talpa foarte groasă înaltă și mi-am mai cumpărat o pereche, dar sunt acolo în cutie, o să vi arăt dacă mi-aduc aminte în daily vlogul ăsta, dacă nu, când îi voi purta. Așa, în fine, o să vorbim despre multe lucruri, cum facem de obicei. Momentan nu prea mai pot să mai vorbesc, trebuie să iau așa o pauză și ne auzim noi mai târziu. Îmi pare rău că ne-au dat și ai mei, în fiecare weekend ei ne cumpără dulciuri. Ne-au cumpărat foarte multe dulciuri, în special Milk Burger și Kinder Penguin, care sunt preferatele mele. Și îmi pare rău că nu pot să le mănânc. Am mâncat un Milk Burger ieri, dar așa, împins în partea asta ca să nu mă ating aici. În fine, gata. Ne auzim mai târziu. A, și Flori, draga de ea, ne-a pus și sucuri. Abia aștept să le bem și pe astea. Am terminat de editat clipul și cineva și-a primit acolo cadourile. Super mișto. Drăguț? Wow. Wow, că tot spuneai Flori că nu l-ai auzit. Wow. Mamă, ce picant, ce... Vreau să vină așa. Mm-hmm. Da, m-a rugat să nu-i arăt freza, că n-are freza făcută, se duce la salon miercuri. Mamă, ce mișto sunt. Da. Asta o să aștepte vară. Da, păi asta am spus în clip. Da, și eu. Deci le-am luat pe fiecare în parte, la rând, ne-am bucurat de ele. Ia uitați-l și pe grasul ăsta aici. Am păstrat acolo fundițele. Da, Flori, mulțumim foarte mult. Acum... trebuie să le punem într-o cutiuță ceva, în cutiuțele astea, am luat și scociul de pe ele și probabil le pun pe toate în cutii și mâine le voi așeza la locușorul lor. Ia uitați ce brățar am! Oh my god, e fabuloasă! Îți mulțumesc foarte mult, Flori! Superbă, ce inimioară, drăguță! Și se potrivește foarte bine! S-a integrat așa perfect cu restul. Ia să vedeți, uite, se deosebește! Doamne, ce frumoasă e, o ador! Am ieșit un pic la aer, eu mă chinui să filmez cu o mână. Ia zi, domnul Garfi, ia spune. Și sunt stele și așa drăguț afară. Oi, sigur, nu vedeți, dar e foarte frumos, nu mai e deloc frig. Chiar e ok și mergem să ne plimbăm puțin. Corect, Cristian? Corect. Cât de fashion sunt astăzi de Valentine's Day, este ora 2:50. Ieri cred că m-am lăudat că mai vorbesc cu voi, doar că nu am mai avut energie după ce am editat clipul cu colețelul de la Flori. Nu am mai avut efectiv niciun strop de energie, abia vorbeam cu Cristi, aveam și disconfortul ăla de la aftele pe care le aveam și încă le mai am. Și zic, lasă că deschid mâine camera și vorbesc cu fetele și le arăt produsele despre care vă spuneam ieri. Ei bine... să o luăm așa, cu începutul, cât v-am zis că e ceasul. Doamne, când s-a făcut ora 2:50? Oh my god. Eu, astăzi este marți, ceea ce înseamnă că mă ocup de mâncat, adică de făcut mâncare, de curat, de spălat, de călcat, de absolut toate lucrurile prin casă. Marțea pentru mine este ziua aia universală cu toate activitățile pământului și ziua în care îmi spăl părul. Eu îmi spăl părul marțea și vinerea de obicei, dar mă rog. Nu e neapărat o regulă. Și până acum am gătit, de fapt încă am mâncarea pe foc, am pus la spălat o mașină. Trebuie să mai spăl încă două mașini, una cu haine uscate, una cu haine albe și una cu prosoape. Dar să-mi dau și prosopul ăsta jos ca să-l pot pune la spălat. M-am ocupat de curățenie până acum și am zis să iau puțină pauză, timp în care îmi fierbe mie mâncărica, și să vin aici la make-up, unde este al doilea loc preferat, pentru că primul loc preferat din casă, vă dați seama că a devenit biroul. Acolo stau toată ziua, dacă mă lași de dimineață până seara să stau la laptop și să lucrez acolo, doar acolo stau. Sunt zile în care nici nu intru în dormitor, doar dimineața, mă rog, când mă trezesc și pe urmă îmi fac restul treburilor prin casă. Dar, mă rog, și ăsta aici la make-up e un loc drăguț în care mă relaxez, așa. Deci nu știu ce se întâmplă cu buzele mele. Ia uitați-vă. Sunt atât de crăpate și atât de vineții pe aici. Nu știu ce naiba. În fine, vă spuneam că mi-a cumpărat mama două rujuri. Doamne, rujul pe care l-am purtat ieri în clipul
Deci, ieri, când am filmat, am purtat rujul acesta, este de la Avon, așa arată, într-un ambalaj foarte drăguț. Și ia să vedeți. Ia uitați-vă cât de drăguț. Știți că erau înainte rujurile astea care în interior aveau ceva balsam transparent. Ei bine, rujul acesta este extrem de hidratant. El se vrea a fi un ruj mat, dar până se usucă este foarte, foarte hidratant, iar nuanța lui aceasta este. Și cu cât aplici mai mult, cu atât movul devine mai mov. Poți să obții... Oh my god, zici că sunt o chinezaică. Poți să obții o nuanță tare, tare naturală, dar și una foarte intensă, foarte închisă, așa. Deci îmi place mult de tot. Stați să vă spun și nuanța imediat. Să-i pun capacul. Vai, dar cine vede? Ochelarii mei sunt pe mașina de spălat. Viola Grey. Cred că este nuanța pe care o am eu. Uite așa, un movaliu foarte frumos. Super, îmi place mult de tot. Și să știți că are și un gust dulceag. Miroase foarte bine și are și gustul bun. Iar cel de-al doilea este acesta de la Pupa. Așa, care într-un capăt vine cu o parte din asta transparent, așa, ca să-ți dea un glow. Iar în partea aceasta o nuanță foarte frumoasă, din punctul meu de vedere, de primăvară. Eu, în general, sunt adepta nuanțelor de rozaliu, nuanțelor reci pe buze, cum ar fi acesta, care cred eu că devine preferatul meu, și nuanțele alea de nude, maronii, cele pe care... nuanțele rujurilor pe care mi le-a trimis Florii sunt 100% pe gustul meu. Eu nu port roșu sau nuanțe din astea spre portocaliu pentru că alea îmi îngălbenesc dinții și nu vreau treaba asta. Iar rozaliul acesta mi se pare perfect, perfect pentru primăvară, când vrei așa un look mai proaspăt, te îmbraci mai colorat, super, nu pot acum să... Sau hai să încerc să îl deschid, să mă dau și cu ăsta pe buza de sus. O, Doamne. L-am folosit și pe el, l-am aplicat, să știți. Așa este aplicatorul și miroase foarte frumos, tipic, produse Pupa. Stați să uit acolo. Uite, v-am zis eu, e potrivit și pentru vară, mi se pare așa că se potrivește tare bine atunci când ești bronzată. Ia uite, m-am dat și cu ruj azi, că am vrut că n-am vrut. Da, foarte frumos este. El este mat în partea aceasta, este satinat așa și vin eu cu partea asta dacă vreau să fie ceva mai glossy. Da, deci vreau să vă spun de acestea că îmi plac foarte mult. Și vă mai spuneam că mi-am cumpărat această cremă de la CeraVe în cantitatea asta imensă. Am aici 340 de grame de produs, iar toată crema a costat... Cât a costat? Pentru că am văzut-o pe mai multe site-uri în zilele astea și am tot analizat așa. Diferența era considerabilă. Spre exemplu, pe Notino sau nu mai știu unde costa 88 de lei, pe Mag undeva la 57 de lei, eu am luat-o cu 50 și ceva de lei din HelpNet sau 60, nu mai știu. Oricum ar fi, și 100 de lei, vă dați seama, pentru aproape jumătate de kilogram de produs, zic eu că prețul este unul foarte bun, totuși dăm 80-90 de lei pe niște creme care au 50 de mililitri, așadar, așa. Chestia este că îmi place crema asta atât de mult, eu o am pe cea pentru tenul foarte uscat sau ceva de genul ăsta, uscat, pentru piele uscată și foarte uscată. Este fără parfum, sigur o cunoașteți. Dar poate nu ați aflat încă părerea unui om care se confruntă cu acnea, o persoană cu tenul gras. Eu vă spun experiența mea, deci am tenul gras, am avut acne, îmi apar coșuri. Nu vă așteptați ca această cremă să fie foarte grasă, să vă lase tenul extrem de uleios, de îmbuxit așa, pentru că nu se întâmplă. Eu am cumpărat-o pentru că... Ah, mi-a morțit mâna. Pentru că în ultima perioadă am ceva probleme cu uscarea pielii. Încă nu înțeleg de ce și buzele mi s-au uscat foarte mult și tenul, pielea de pe mâini, nu știu, probabil din cauza frigului, habar nu am că eu de hidratare mă ocup și simțeam nevoia de a aplica un produs foarte hidratant pe față. Nu în fiecare seară, pentru că nu aplic crema asta în fiecare seară
Le am pe cele de la, imediat, de la Biocard, care sunt preferatele mele. Aceasta este preferata mea, biocard.eu. Aceasta este, pe site-ul ăsta le găsiți. Aceasta este din, de la brandul BioBalance, Super Pure, o am pe asta. Și pe cea Super Glow, care este cu vitamina C pură. Ei bine, mie îmi plac foarte mult acestea, le folosesc de când le-am primit, sunt preferatele mele, doar că v-am zis că câteodată am nevoie de ceva mult mai hidratant. Băi, și am folosit crema asta, Doamne, mi se pare incredibilă, chiar vorbeam cu mama mea, băi, ce mi se strâmbă asta, vorbeam cu mama mea și îi spuneam că nu mă așteptam ca o cremă atât de hidratantă să mi se potrivească atât de bine. Mie îmi place mult de tot. Dacă un produs nu este acceptat de tenul meu, eu îmi dau seama imediat, pentru că încep și mi-apar coșuri, cum mi-am aplicat-o eu atunci seara când am cumpărat-o, duminică seara. Cu siguranță luni dimineața aș fi observat iritații, coșuri, porii ar fi fost mult mai încărcați, dar nu. Chiar îmi spunea Cristi, băi, aseară, după ce m-am demachiat, băi, ai făcut ceva, fața ta este foarte curată și foarte fină. Și chiar așa e, mie mi se pare că crema asta îmi lasă fața foarte, foarte moale. Deci foarte moale, este foarte catifelată așa la atingere și cu siguranță nu este doar o senzație, pentru că dimineața, după ce o aplic seara, dimineața când mă trezesc, pielea este foarte, cum să zic... foarte sănătoasă, nu ai aspectul acela tern, dar nici nu e super încărcată, deci îmi place mult de tot, mult, mult, mult. Nu credeam vreodată că eu o să vă recomand o cremă din asta pentru pielea uscată și foarte uscată, dar uite că se întâmplă, deci mie îmi place, aoleu. Și chiar vă recomand, îmi place foarte mult. Am stat cu prosopul ăsta cam mult pe păr pentru că am călit ceapă și mie, nu știu cum se întâmplă la voi, dar mie miroase părul teribil atunci când fac mâncare și am zis că, ok, am stat cu masca pe păr vreo oră, dar nu voi da prosopul până când nu termin tot procesul ăsta cu ceapa. Acum am doar la fiert și pe urmă să opresc. Și în cazul în care vă întrebați, stați cam un moment din ăsta în care mă întind, ce facem noi de Valentine's Day? Nimic. Nu ținem sărbătoarea asta, dacă voi o țineți sau mergeți, ieșiți cu partenerul sau partenera voastră, ce să vă zic, să vă distrați, să vă simțiți foarte bine. Noi pot să zic că ne celebrăm iubirea în fiecare zi, de fiecare dată când avem ocazia, Cristin cumpără flori și cadouri oricând, nu cu o ocazie, la mine se întâmplă același lucru, ne iubim în fiecare zi, nu doar într-o singură zi. El este la muncă astăzi, marțea, și pentru el este o zi extrem de încărcată și probabil o să vină diseară pe la 6. Eu mă ocup de spălat, gătit, v-am spus ce fac. Cam asta s-a întâmplat astăzi, despre asta voiam să vă vorbesc. Și stați! Băi, ce de review-uri vă fac în clipul de astăzi, dar în ultima perioadă nu am mai făcut clipul acela cu recomandări de produse sau în care să vă vorbesc eu despre mai multe produse și s-au adunat, pentru că am primit, am și de la Flori multe produse despre care vreau să vă vorbesc de la coletul trecut, mama mi-a mai cumpărat, mi-a luat și Cristi și vă sunt datoare cu o părere despre produsul acesta. Așa arată, sunt niște patch-uri din alea de se pun sub ochi. Aș încerca să le deschid, dar serumul în care vin, hai că am reușit, este un pic cam lipicios și dacă l-aș da pe aici pe jos, nu ar fi bine deloc. Uite așa, sunt sigilate, cutia vine cu o protecție din asta. Nu reușesc, oh my god. Stați. Gata. Deci, patch-urile arată în felul acesta. Sunt aurii și ele vin cu un serum aici. Sunt foarte bune, extrem de hidratante. Eu mi le aplic când mi-aduc aminte, pentru că le-am avut puse în frigiderul ăsta de cosmetice care s-a stricat și pe care îl folosesc pe post de spațiu de depozitare, să zicem. Și le pusesem în spate undeva, nu aveam acces la ele, nu le vedeam, sincer am și uitat. Dar mi le-am adus aici lângă cutia muzicală de la Flori. Dacă vă arăt ce la mine la make-up, ia uitați-vă, o întreagă nebunie, trebuie să fac ordine și pe aici, o să mă ocup în seara asta.
Și de când le-am pus aici, mi le aplic, să zicem, cam de 3 ori pe săptămână. Hidratează foarte bine zona ochilor. Cred că ați observat că nu mi se mai văd liniile alea fine de pe aici. Eu am probleme cu ele, dar... Dar... Există un dar și unul scris cu litere de tipar. Deci patch-urile, mă rog, plasturile aia de se pun sub ochi, alunecă teribil. Trebuie să stați așa cu capul, altfel nu. Deci dacă vreți să faceți ceva prin casă sau faceți mâncare, ceva, nu vă recomand să le încercați pe acestea pentru că o să vă cadă așa pe obraz și e un disconfort destul de nasol. Merg să văd ce face mâncărica, pe urmă vin să-mi dau cu niște spumă din aia de la milkshake pe păr și noi ne mai auzim pe parcursul zilei. Vă spuneam că pentru noi Valentine's Day nu reprezintă absolut nimic, dar Cristi mi-a adus o cutie de Raffaello și o broșă, cred că e asta. Sunt foarte drăguți. Ia uitați-vă, drag de primăvară și două, o bun cuplu, o fetiță și un băiețel. Ce drăguț și Raffaello în formă de inimioară. Știam eu că el nu se poate abține, trebuia neapărat să vină cu ceva acasă. Am avut o zi foarte grea și foarte lungă, iar eu abia acum apuc să așez produsele pe care mi le-a dat Flori, cadourile pe care le-am primit. Una bucată cadouri, una bucată pisoi năzdrăvan. Acolo încă nu am apucat să ridic tot ce am pe masa de make-up și să pun, cum să zicem, mă rog, cover-ul ăsta acolo, pentru că l-am luat pe cel care era înainte, l-am pus la spălat și acum îl voi pune pe acesta și așa arată. Momentan. Deci e o întreagă nebunie. Întreagă nebunie. Este 8 fără un sfert. Nu știu dacă vedeți. Cristian duș. A venit și el pe la 7 jumate acasă. Și eu vreau să mă apuc să fac aici ordine la make-up. Să facem loc pentru chestiile astea. Mai ales pentru un geraj. Vreau să-l pun acolo. Uite, undeva pe acolo. Să vedem ce reușesc să fac. Ce vă ziceam eu ieri, că mă apuc de curățenie, ei bine, n-am terminat tot ce începusem ieri să fac în dormitor pentru că se făcuse deja foarte târziu. Iar astăzi, ia să vedem cât e ceasul, imediat, este ora 15 fix. Eu am terminat abia acum să-mi fac unghiile, au ieșit foarte drăguțe, am pus sticărele astea de pe Shein și îmi plac foarte mult. Erau negri, știți, și am stat aici cu cafea, apă, toate cele, lampa... Și abia acum am terminat, dar mi-a ieșit o grijă. Mâine mă voi ocupa de curățenie în absolut toată casa. Am fost la Kaufland, iar s-au schimbat planurile. Iar n-am avut timp să fac ordinea de care vă spuneam. Am fost la Kaufland și am cumpărat musli, niște bombonele, apică, niște brânză din asta tartinabilă, lapte fără lactoză, icre, foarte bune icrele astea din Kaufland, de Taika. Încercați-le că sunt bune rău. Mâncare la pui, pentru că nu mai ajungem curând la un pet shop și a trebuit să cumpărăm. Și silicat lui Garfi, de fapt nisip, la fel, nu ajungem la pet shop și a trebuit să cumpărăm. Ne-am luat iar Martinel, mama lui, șervețele, pâine, niște gustări din astea. Așa, mai avem pe aici niște vin, un jack. Oh my god, am făcut... O varză. Nu e problemă, las o până în mașină. Deci ați văzut și voi. Și nici măcar n-am unghii, mă. Chiar suneam lui Cristi că le-am scurtat. Da. Așa, mai avem niște oțet din ăsta pentru mașina de spălat. Și cam atât. Cârnăciori, că vreau să facem niște paste. Un Schweppes. Ăsta un oțet normal. Burez de vase. Niște biscuiți din ăștia foarte buni. Și cam atât. Și minus 30 de grade afară. Niște șervețele, niște absorbante, chestii din astea. Ce cumpără tot omul și acum... Folosim pumna de mine. Bineînțeles. Iar acum pe toate, tac, 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 trebuie să le punem în mașinuță, în mașinuța murdară. Deci, dacă vă spun ce fac, oh my god, am uitat camera acasă. Și eu nu am cum să filmez cu camera din față de la telefonul ăsta, pentru că nu-mi place calitatea. În momentul în care o pun în... Aoleu, mama mea, ce brighe! În momentul în care pun fișierele în calculator, nu-mi place calitatea. Și ce credeți că fac? Deci, am deschis oglinda de la parasolar ca să pot vedea dacă sunt sau nu în cadru și filmez practic cu camera din spate. Știu că îmi tremură mâna. Dar mulțumim Apple că avem stabilizatorul bun la telefon, că altfel... Da, am fost la Kaufland,
Am cumpărat așa ce mai aveam nevoie prin casă. În weekend avem o masă la noi acasă și ne-am pregătit așa foarte, foarte puțin. Da, și foarte frig. Deci, serios, că în parcare aici era mai cald decât în Kaufland. Foarte frig. Ia zi, Cristian, care-i treaba? Friguleț? E bine, e bine, nu-i place. Da, și acum mergem acasă. Mă bucur totuși că mi-am făcut și unghiile. Mergem acasă. Foarte frumos. Cât e ceasul? Aoleu! 8 și 6, deci 8 și 6 minute. Și voiam să spun că poate termin și eu curățenia aia. De fapt, nu curățenie, ordinea pe care o începusem. Să vă arăt cât de frumos am așezat așa parțial lucrurile la make-up. Dar mai am, n-am terminat. Pentru că a venit Cristi de la Tuns. Ia să vă arăt. Ia să vă arăt. Ia să vă arăt. Ce frizare. A fost la salon în sfârșit. A venit repede acasă și a zis, băi, hai să mergem până în Kaufland să cumpărăm ce avem nevoie. Că cine știe, poate zilele următoare, opa, ne luăm cu altceva. Și, opa, și am plecat în Kaufland. Am lăsat acolo totul, Val Vârtej, am plecat în Kaufland. Iar acum mergem acasă. Deci am impresia că vlogul ăsta o să fie numai despre ordine, curățenie și așa mai departe, dar astăzi, miercuri, nu, joi este astăzi, ora 16:30, până la ora asta m-am ocupat de curățenie în toată casa. Am scos acolo și sticlele să le ducem, aspiratorul mic, l-am și pe Vasile, pe aici, pe undeva, uite la aici, Vasile, mopul nostru cu abur. Am aspirat covoarele de pe peste tot, am făcut ordine în partea asta aici, unde avem noi multe lucruri drăguțe și de colecție. Pe asta l-am cumpărat din Brăila, este un aparat foto foarte vechi, lampa și felinarul sunt de la Tataia, acolo câteva agende vechi care neapărat trebuie păstrate și le-am așezat aici foarte, foarte, foarte frumos, iar acum mă ocup de acest sertar, care este plin cu de toate, carnetul lui Fifi, scotch, etichetele de la Wolves, de la Foto, băi, de toate, deci de toate și neapărat vreau să termin sertarul ăsta în următoarele 10 minute. Doamne, ce vlog dezorganizat, este deja vineri, da, vineri, am terminat cu sertarul la seară destul de târziu și n-am mai avut chef, energie să filmez nici astăzi, nu mă simt prea bine. Dar am terminat cu sertarul și hai să mergem la make-up cu papucii mei superbi. Să mergem la make-up să vă arăt că am așezat și acolo. Foarte, foarte, foarte drăguț. Acolo e un covor pe care l-am aspirat. Așa, deci aici au rămas parfumurile. În partea de sus am pus îngerașul aici lângă iconiță. Astea sunt pensulele pe care trebuie să le spăl astăzi. Am pus îngerașul de la Flori și am adăugat aici o lumânărică. Ce frumos, ce frumos! Așa, aici mi-am organizat produsele de skincare. Ok, aici mi-am mai pus geluri de duș. În partea aceasta am geluri de duș. Acolo jos încă nu am reușit să fac pentru că am eliberat acel organizator pe care încă îl găsiți în Ikea. Dar nu știu ce voi pune în el și momentan n-am lăsat așa pentru că astăzi am din nou foarte, foarte multă treabă. Mi-am făcut o cafea, am pus-o pe Poca în partea asta aici, burețelul, așa am așezat aici. Mi-am pus chestiile de la Flori. Acolo știți că aveam palete, dar mi-am pus lip gloss-urile, vă spuneam eu, că am impresia că am vreo 5 glosuri și 5 jujuri. Ei bine, nu. Am găsit o cutie care nu era deloc la vedere și era plină, plină, plină cu rujuri din astea lichide. Le-am așezat aici. Mascara, produsele pentru sprâncene și pun și o grinjoară asta, deși se vede foarte nasol și încărcat. Acolo sunt toate rujurile pe care le mai am. Și cam atât, crema de la Loredana. În partea aceasta am paletele, nu știu dacă vedeți voi foarte bine, paletele, aici bățișoare de urechi și dischete de machiante pentru make-up, globurile alea și cam atât. Iar eu sunt aici
Nu am energie astăzi, absolut deloc, deloc, deloc. N-am dormit toată noaptea, vedeți că n-am make-up, n-am absolut nimic. Deci nu știu dacă am dormit adunate 10 minute în noaptea asta. A fost crunt, am visat foarte aiurea, nu știu ce s-a întâmplat, în fine. Și problema este că azi am din nou o grămadă de treabă, nu știu cum o să duc ziua la bun sfârșit. Vreau să fac curățenie în sufragerie și în baie, pentru că ieri n-am reușit să termin și sufrageria și baia. Am făcut doar în dormitoare, în bucătărie și pe holuri. Și astăzi v-am spus, vreau să fac restul de camere. Și aș mai vrea, de fapt, ar că am trebuit să editez și vlogul la care vă uitați voi, pentru că eu nu am editat absolut nimic la el. Nici nu știu unde e camera, dacă vreți să mă credeți sau nu, pentru că am tot făcut ordine în zilele astea și nu știu de camera. Prin sufragerie undeva sau chiar pe trepied, habar n-am. De-aia și filmez cu telefonul. Știți că eu în vloguri nu filmez atât de mult cu telefonul, doar cadrele de pe afară, de prin magazine. În rest, în casă filmez cu camera, dar n-am mai stat să o caut, am zis că e mai bine așa, facem încheierea, oricât de scurt ar fi, eu sper să nu fie foarte, foarte, foarte scurt, dar dacă se întâmplă, îmi pare foarte rău, mai avem și perioade din astea. Eu am avut o perioadă, știți, o perioadă cam moartă, în care n-am putut să mă ocup de curățenie din cauza intervenției pe care am avut-o. Nu am acordat atât de multă atenție, iar acum am zis gata, săptămâna asta suntem pe curățenie, am aspirat fiecare colț, deci tot, tot, tot. Și mai mult decât atât, azi trebuie să-mi spăl și părul. Ia uitați-vă ce fel stă. Da, trebuie să îl spăl și pe el. În fine, cam ăsta a fost vlogul. Sper că v-a făcut plăcere să-l urmăriți. Săptămâna viitoare o să facem chestii interesante, sper eu, pentru că Cristi o să fie în concediu de luni 19, cred că 20. O să fie în concediu, vedem ce facem, pe unde mergem, vrem să ajungem și prin București puțin, dar o să vedem cum o să fie. Bineînțeles că o să fiți și voi cu noi. Aș vrea eu să fac două daily vloguri săptămâna viitoare, ca să nu-mi încarc foarte mult pe cel de la finalul săptămânii. Dar în fine, o să vedem. Gata, fetelor, ăsta a fost clipul. Mă pun pe treabă, deși am 0, 0, 0 energie. Și noi ne auzim data viitoare cu un nou clip care sper să vă placă. Pa, pa!